Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. De 8 luni de zile n-am mai putut vorbi cu mama, dar am putut cânta cu ea până cu o săptămână jumătate în urmă. Nu putea rosti cuvinte, dar nu știu de ce Dumnezeu i-a păstrat o singură linie deschisă pe creier. Rugăciunea și cântarea. Ori de câte ori mă rugam, se liniștea și când începea să cânt, fredona cu mine. Și cântarea pe care o fredonam împreună de cele mai multe ori. Se leagă de cuvintele pe care le-a spus de cel mai multe ori. Orice ar veni, să nu ne lăsăm de Domnul. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu necazul meu, oricât a suferi, cântarea mea va fi, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Dragii mei, în ultimele zile cântam lângă ea și ea numai gemea. Și mi-aduceam aminte de cuvinte care le cântam nu de puține ori, când buzele lor mai putea, suspinul meu te-a lăuda. Azi dimineața am intrat pe la ea, am salutat-o și am plecat. Și îmi spune fratele meu, când am terminat predica, s-a dus acasă. Dragii mei, este o extraordinară eliberare. Niciodată n-am crezut că un om poate muri așa de greu. Că există gemete de multe ori, stăteam și plângeam lângă ea. Ziceam, Doamne, de ce? Și mi-aduc aminte că cu ani în urmă m-am dus să vizitez pe fratele Richard Rumbrand. Am mai spus lucrul acesta și am întredeschis ușa în camera în care era. Am coborât jos pentru că să putea stea în prezența dânsului și de acolo de jos îi auzeam gemetele și strigam, Doamne, nu i-au fost de ajuns toate suferințele? De ce? Dragii mei, credința nu o păstrez doar când sunt zile bune. Credința este reală și adevărată atunci când ții la ea, în mijlocul problemelor și suferințelor, când cerul tace, când ai impresia că Dumnezeu nu există, e numai o idee. Și fără credință, spune autorul Evreilor, este cu neputință să-i fim plăcuți Lui. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Aș putea vorbi în locul dânsei. M-am luptat. Lupta cea bună a credinței. Am sfârșit alergat. Dragii mei, am avut o mamă și am, de care nu mi-e rușine, care a știut să lupte nu numai pentru noi, ci pentru zeci și sute de oameni în vremuri grele.